Credeți că rezultatele erau acelea sau, mă rog, asemănătoare? Din punctul nostru de vedere. Mi-am asumat o carieră de politician, dar nu una de jurnalist. Așa că nu voi face speculații jurnalistice, vă las dumneavoastră această felie. Dacă, știți eu și expresia, dacă și cu parcă se plimbau pe barcă. PNL-ul v-a felicitat în Dâmbovița pentru alegeri din Dâmbovița. Pe mine personal nu. Pe mine da. Pe mine da. Foarte mulți. Dar nu PNL-ul. Poți zice la Partidul Național Liberal. Nu. Dacă era vorba de conducere. Restul celorlalți oameni care au vizitat, eu am votat PNL, eu sunt membru PNL, vă felicit. Asta e cu totul altceva, e reacția cetățeană, cetățenească. Dar să ia contact cineva, în mod oficial, să strângă mâna, domne, am participat la alegeri, vă mulțumesc că ați fost și voi pe lângă noi, pe sub masă, pe sub casă, nu, n-a avut nicio dreapă. Eu am primit felicitări individuale, cred că din postura de candidat, că asta e mai degrabă o venit poate câteodată către candidați, așa se întâmplă când ești candidat, ești vârf de comunicare, chiar dacă reprezinți efortul și rezultatul multor oameni. E cazul de asemenea să felicităm și noi PNL-ul, pentru că scorul pe care l-a obținut atât în județ cât și în țară ne pune în poziția în care împreună să avem o majoritate clară, asta a fost și declarația președintelui Iohannis. Trebuie să discutăm în ce fel, vorbim de multe alegeri care vin, dar cred că e foarte important de acum încolo să trecem de pasul ăsta în care întotdeauna pe partea dreaptă au fost certuri și conflicte și asta a lăsat PSD-ul să crească nestingherit. Cred că am dovedit atât prin realizarea alianței, cât și prin felul în care a fost condusă campania în această perioadă, că există o atitudine civilizată unii față de ceilalți și ne recunoaștem, practic, aportul pe care îl aducem. Mai e un lucru pe care aș vrea să-l precizez, pentru că s-a vorbit poate mult prea puțin despre asta, apropo de cea